Chelu contra Dorian Popa pentru titlul WWE. Hai să vedem dacă îl putem bate aici. Văd că l-am trătit. O să fie greu să-l batem pe ăsta care are cel mai mare overall, 93. Dar nu este o problemă. Nu-i problemă de bătaie. Trei jos acolo. Ok, am încercat ceva, dar nu prea mi-a ieșit. După cum vedeți, match-ul acesta o să fie mai mult un fel de Stone Cold Steve Austin împotriva lui John Cena, că na, astea sunt manevrele pe care le-am dat la acești tipi. Acum na, ăsta cum se cheamă, John Cena este arcam potrivit lui Dorian, că au cam aceeași înălțime, bine, Dorian nu e la fel de musculos, dar hai că se cât de cât se potrivesc. Și așa lui Chelu trebuia unul mai badass, Stone Cold era tot așa Chel și cu cioc, deci la fix îi. Ia, uite, dă-i acolo. Stai mă jos! Nu-ți mă să stai jos! The challenger's taking on some offense. So much on the line here in the match for him. Yeah, he's taking on some offense here, but that's to be expected, especially considering. Haide, apuc colțul ringului, băgăm mai un salt. Oare ajung până la el? N-am mai ajuns. E bine că măcar n-am căzut nasul să ne accidentăm. Hai, ridică-te. Eram pe care să zic, bă, dar ce dracu, o să nu faci nimic în meci? Trebuie să fii pus tot așa un Extreme Rules, da? E match normal ăsta, aș fi luat niște meleuri să-l bat pe ăsta, da? Văd că degeaba. Ce dracu, m-am ferit și tot el mă prinde în manevră. E, măcar avem ring escape, stai că l-aștept în ring acum. Și... stai jos. Ia, hopa! Îl plantăm acolo în podea și deja văd că am făcut de o semnătură. Bă, dar repede îl bat pe frate, stai când mi-i toarce și el acum. Stai mă, ce dracu face? Nu voiam să mă sui pe coarda a doua, dar ăsta iese din ring. Hai, ajung până la el. Și cred că l-am prins, nu știu. Hai și pe coarda a doua. Challenger not looking good right now. The champ clearly getting the best of him here. He's really starting to look fatigued here, guys, and when that happens, your whole body starts to give out on you. He's going to need to be careful here. Guys, I'm more than a little shocked by his performance here. Am vrut să-l pun în curs ca să-i dau un lute spres, dar nu l-am prins în manevră. Acum am finisher. Să închei deja meciul. Ok, de ce am lag? De ce am lag? No, no, de ce îmi face asta jocul? Dar îmi place, gen, comentatorii se mișcă la fel. Vorbesc la fel, numai eu sunt aici pe slow motion. Gata, și-ar veni bun. De ce n-ai bă face slow motion-ul ăla, nu știu. Bă, dar nu le întoarce deloc fraierul ăsta. De nu le-am rupt eu mesele la comentatori de... Hai, rupem și masa asta, cred că se ridică, nu-i bine. Hai, mai repede, chelule. Bun. Trece aici atunci. Mă, dar nu ne face nimic ăsta. Nu, încasează tot meciul, văd. Iar nu s-a rupt masa. S-a rupt masa greșită, bun. Ma, ne-a mai întors și ăsta ceva. Seems to have so much pride in what he can do inside that ring. Unfortunately for him though, it looks like he's going to have to look extra hard for something to feel good about here. That one misses big time. Better luck next time.
Hai că am întors, mă bagă ring. Na. Hai că încerc un pin așa, îi mai dau puțin momentum. Și a ieșit. Îi mai dau puțin momentum că văd că nu face nimic ăsta. Mai mult cario tot meciul. Whoops, not even close. What was he thinking? He's making a statement here with this attack. Da, am și obosit că l-am bătut pe fraierul ăsta. Well, the first thing he needs to do is get back to his feet, which is clearly easier said than done. Incoming! He's not looking good here, Byron. No, he's got to get up, and he's got to get up now. Ia de aici un lute spres atunci și îl pungi pe masa aia să o rup. Hai, treci-mă în masă. Mi-a întors el aici. În sfârșit îl mai văd și eu pe ăsta că face ceva. And he executes a picture perfect Russian leg sweep. He wants no part of the outside. Ok, hai să-i dau acum. Nu mai pot să ies? Văd că nu mai pot. Ia. Mă arunc ăsta în corzi acum. Își mai dă și comeback. Hai să văd ce face ăsta la comeback. Aici nu l-am prins. Pa, nu l-am prins. Ia, mi-a dat ceva damage. Mi-a dat cât de cât. Ah, you can see me, mi-l dau acum. Și văd că ai egal la meciul. Deci exact ca în adevărat meci cu John Cena a fost aici. Își bătaie tot meciul și revine, wow, dintr-o dată dă-i five knuckle shuffle și duge mânul și gata. Bă, da, mă, mai joacă mult ăsta așa. Ia, pregătește AA-ul. Și DDT. Dorinele, ieși afară din ring. Hai, vino aici la o lecție de bătaie cu nenea Chelu și de muzica adevărată. Hai, rupem și masa asta. Cum s-o mai buguie acum, nu știu. Nea că arunc și masa cu el. Acum s-a arunc masa bună. E roșu tot corpul ăsta. Așa, îi dăm. Îi arătăm și puțină muie. Hai, ridică-te dacă ești tare. Așteptăm să... Am făcut energie bună. Hai, treci în coardă. Bă, dar nici măcar nu se mai întoarce. Aș cu atâta forță la arunc, văd. Hai, întrepte cu el. Bun, îmi întoarce. Dar întorc și eu, ce, cine se crede ăsta? Mă, cred că a dat și cu capul de trepte. Hai că l-aștept în ring. Mă, parcă așa distanță dă să semne un pic la față cu Durean, dar de apropiere deloc. Hai, facem și un taunt. Guys, it's imperative he gets back in the ring. Yeah, otherwise he's looking at a count out. Hai că intră acum în ring, dă-l dracu. Dar îmi trece mie buff-ul, naiba. And he finally gets back into the ring. There is no way he was going to get counted out there, Michael. Eu vreau să-l prind așa din alergarea în corzi. Am întoarce și șmecher ăsta. Too fast. Îmi dă și pin. Cine te crezi, mă?
That's pure power, guys. No, deci. Up and over with a suplex. The champ. Hai sus pe coardă, mai dăm un salt. Vreau să fac meci de cinste și fac cât mai multe manevre posibile. Ia să bag o masă în ring. A, dar n-am mese. Pot doar cu scaunul. Cum e? Hai, stai aici. Lasă scaunul acolo, arbitre. Tu znația mătii de arbitru, mi-ai scaunul de acolo. Mi-a luat și arbitru scaunul de acolo. Bă, dar nu pot să fac și un meci ca lumea. Hai, charge finisher. Deci văd că ăsta n-a mișcat mai niciun deci. Mi-a dat atunci comeback-ul și cam atât. Ia, nici acum nu m-a întors. Hai să vedem și reluarea de la stunner-ul ăsta. Am dat și cu mâna peste microfon. Sper că nu s-a auzit tare. Hai, pune-i pinul. Are resilience, dar nu cred că-l dă. L-a dat. A, dar are resilience level 3 de-l recu. Mai are și overall Jones, n-a și-a bătaie în timp. Mai bine îi dădeam manevră lui Batista sau nu știu, unul mai bătău și așa, sau lui Goldberg. Îi dau lui Jones ca să-și-a bătaie tot meciul și la final, și care revenirea spectaculoasă. Mi-a dat leg drop-ul. Cream că asta e semnătură. Îmi pune pin. Să mor tu că îmi pune pin după leg drop-ul ăla. Da, bine, cam așa face și Sina în realitate. În sfârșit mai mișcă puțin și ăsta. Ia, îmi dă coate în cap. Too late. Bun, backdrop. Belly to belly, n-a fost belly to belly. Ce mă, comentatorile, te-ai prăjit? Mama, s-a fost o masă întinsă acolo. Era genial. Hai că mai fac un taunt așa. Drop kick. Nice elbow drop there. Hai, mă bagi în ring, dar nu cred că mă bagă. Bulldog. He's in a tough spot here, Corey. Să vezi că bate prin count out acum, deja e la 6. It would be a shame if this ends in a count out, Cole. Stai jos. Aul, dacă îmi dau cu un finisher, o am belit-o. Cred că pot să dau cu ring escape-ul, așa-i? Țin apăsat pe ăsta. M-a salvat ring escape-ul. Stai jos. Hai, charge finisher. Sper să nu mi-l întoarcă. Nu l-a întors. Gata, nu se mai ridică, dă-l încolo. Ăla-i, mă. I-am dat 93 over-ul Dorian, dar văd că degeaba l-are. Și am făcut match-ul ăla cu Randy Orton, a fost genial. Dovadă, over-ul Randy Orton e mai bun ca alu John Cena, că pe Dorian l-am făcut pe John Cena, caz că n-ați văzut episodul de la anterioare. Aute. Stunner-ul aici. Nu prea seamănă asta cu Kelu. Dar îmi place mie personajul. Și ca om în sine, Bishop Kelu. Așa că l-am făcut în joc. Mi l-ați cerut și voi.
Și ce pot spune? Continuăm cu WrestleMania.